Crescătorii de ovine, caprine și bovine primesc subvenții mai mari față de anii trecuți. Potrivit ministrului Agriculturii, până în 15 august se vor face toate plățile pentru sectorul zootehnic. După întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor din zootehnie pe tema neplății subvențiilor, ministrul Agriculturii, Achim Irimesc, a declarat că până în 15 august vor fi efectuate toate plățile în sectorul zootehnic aferente campaniei 2015, exceptându-le pe cele cu probleme. Vestea bună este că în acest an subvențiile sunt mai mari față de anii trecuți. În ceea ce privește ajutoarele naționale tranzitorii, care s-au acordat în fiecare an, la ovine caprine, dacă s-a vorbit de o sumă de 19-20 de lei pe cap de ovină, pot să vă spun că este de 26 de lei pe cap de ovină după calculele făcute. La bovine, și aici mă refer la ajutorul național tranzitoriu zootehnic ANT8-ul, e 430 de lei per cap de bovină. În ceea ce privește laptele, ANTZ-ul 7 e 107 lei pe tonă, cantitatea minimă fiind de minim 3 tone. În ceea ce privește banii de la Uniunea Europeană pe schemele cuplate din zootehnie, aceștia se acordă crescătorilor de ovine, caprine și bovine cu minimum 150 de animale. Aici este un ajutor suplimentar de 21 de lei per cap de ovină caprină. La vaca de lapte, deci față de anii precedenți, observați că s-a dublat. 26 cu 21 sunt 47 de lei față de 25 cât a fost în anii trecuți, 20-30. Vaca de lapte, vorbeam înainte de sprijinirea sectorului zootehnic, schema cuplată în zootehnie pentru vaca de lapte va fi de 3649 de lei per cap de bovină. Da, asta sunt cele peste 10 bovine. Sunt cei care cresc mai mult de 10 capete de bovine. De vaci de lapte. Începând cu data de 11 august, ajutorul pentru vacile de carne va fi în jur de 1300 de euro pe cap de animal.